Salut, camarazi! Astăzi o să vă prezint așa cunoscuta revoluție de la decembrie 1989, care de fapt a fost un puci militar al trădătorilor, al genilor și al veneticilor. După cum știți, pe 16 sau pe 17 Ceaușescu plecase în Iran și o lăsase la comanda țării pe Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu nu era prea iubită nici în Comitetul Central, nici în Comitetul Executiv, nici în Securitate, nici în Armată. Dărmase multe biserici, își atrăsese ura a oamenilor și în special a credincioșilor și toată lumea o ura mai mult decât pe Ceaușescu însuși. Era o femeie rea care avea multă energie negativă, care îl mai și înșela în spate cu generalul Atanasie Stănculescu, cu fostul medic al lor pentru 17 ani, Schachter, un evreu român. Deci femeia nu era ceea ce trebuie, era un fel de piatră la piciorul lui Ceaușescu și așa a fost până la sfârșit. Deci, cum vă ziceam, Ceaușescu plecase în Iran într-o vizită oficială unde trebuia să semneze niște contracte pentru vânzarea de faimoasele mașini Aro, care erau vândute în peste 100 de țări din toată lumea, să facă afaceri, să facă niște contracte pentru livrarea de petrol și de gaz ca să nu mai fi independenți de ruși, că întotdeauna eram în pactul de la Varșovia, eram frații mai mici împreună acolo și am pactul de la Varșovia, dar Bulgaria, România, Cehoslovacia, Polonia erau țări mici. Fratele cel mare, Rusia, făcea legea în pactul de la Varșovia. Deci, în momentul ăsta, pe 16 și pe 17, forțe externe au început să provoace să înceapă revoluția, adică era de fapt o provocare care până la urmă a luat foc și s-a extins și a devenit așa zisa revoluție, dar era un puci militar. România era înconjurată din toate părțile de șacal care ședeau la pândă. În Basarabia, în Republica Moldova de astăzi, erau tancurile sovietice care așteptau că în caz că puciul dă greș să intre cu planul B, deci varianta militară, să intre cu tancurile. La frontiera ungară-română, trupele maghiare care fuseseră la frontiera austriacă-ungară fusese rămutase la frontiera română-maghiară, pentru că se știa deja de primvara lui 89 că Ceaușescu o să fie împușcat, o să fie revoluție în România. La un moment dat s-au aliat și niște unități speciale ale armatei franceze, unități de elită, care era puțin ciudat, dar dacă vă explic ca să înțelegeți, fusese un acord între Bush, tatăl președintele Americii, și președintele Gorbaciov. Pe lângă ei mai aderase și la înțelegerea asta și Franța și Germania, adică François Mitterrand și Helmut Kohl, președintele Germaniei la vremea aceea, se deciseze ca să se facă un puș militar în România, să se termine cu Ceaușescu și cortina de fier să se mute câteva, de fapt cam vreo 1000 de kilometri mai la est, adică americanii să avanseze până la frontiera rusă-română, rusă-poloneză și așa mai departe, și în țările baltice cu Rusia. Deci, François Mitterrand, președintele Franței, însărcinase o unitate de asta specială a armatei franceze, o unitate de elită, să participe la dărâmarea lui Ceaușescu. Pe partea fostei Iugoslaviei, unde acum e Sârbia, sârbii au deschis frontierele la un moment dat, pe 17 sau pe 18 decembrie, au deschis frontierele și oricine putea intra și ieșea din România. Au intrat foarte mult ruși, văd doamne, turiști, dar de fapt erau caghebiști din Republica Moldova de astăzi, că vorbeau și românește și rusește, pentru că sârbii aveau interesul să ia și ei banatul românesc, să lipească de banatul sârbesc, iar ungurii, bineînțeles, că râvneau Ardealul, ca întotdeauna. La frontiera bulgară-română, aici la Giurgiu, la 60 de kilometri,
erau masate trupele speciale germane, GG9, trupele antiteror, care au luptat contra teroriștilor cu cei care am stat eu arestat în Germania acum 30 de ani. Deci ei așteptau, dacă în caz că pica puciul care se provoca, să intre acolo și în forță din partea de nord-est să intre tancurile rusești, unitățile speciale germane să vină pe podul prieteniei de la ruse la Giurgiu să atace Bucureștiul, sârbii erau și ei în coastă acolo, ungurii erau deja călare pe frontieră. Din Ungaria se pregătise din refugiații din România, de majoritatea de etnie maghiară, se pregătise unități speciale de asalt de diversiune. La început a fost o manevră la Iași care a căzut repede pentru că trupele miliției ale generalilor Nuțu și Mihalea erau credincioase lui Ceaușescu, pe când securitatea l-a trădat, securitatea lui Iulian Vlad. Deci la Iași s-a înăbușit, la Timișoara a fost o altă mișcare. La început, trupele miliției, care erau loiale, cum vă ziceam, prin generalul Nuță și Mihalea, au înăbușit totul, dar a venit o unitate specială de la Buzău, de 43 de parașutiști specializați în diversiune și combaterea terorismului. Aia s-au amestecat pe acolo și au început să-i împuște pe agenția, ruși, sârbi, unguri sau ce mai erau pe acolo și infiltrați francezi, ca să păstreze liniștea. Era o luptă surdă între serviciile secrete, să zic așa. La un moment dat, Nuță și Mihalea au fost convocați la București și au plecat cu niște valize. Pe drum până la Alba Iulie au fost arestați, legați de mâini și de picioare într-un elicopter care întâmplător a fost lovit de un lunetist. Deci i-au omorât pentru că ei nu făceau parte din puci, din grupa puciștilor. Din grupa puciștilor făcea parte cârpa caghebistă și marele trădător Ion Iliescu, făcea parte Gelu Voican Voiculescu, care făcea serviciile Mossadului, făcea parte Petre Roman, care e evreu român, ca și Tasu a fost general al armatei române, un trădător, care el lucra și pentru Franța. Cine mai era? Era Imre Astaloș, și așa numitul Virgil Măgureanu, dar pe el cheamă Imre Astaloș, deci ăsta făcea serviciile maghiarilor. Era generalul Victor Atanasie Stănculescu, care era și agent al ungurilor, era și agent al englezilor, MI5. Așa, deci numai trădători și alogeni, înțelegeți? Ăștia au făcut puciul în România și au luat puterea, poporul n-a jucat aproape niciun rol. A fost o luptă surdă între serviciile secrete. La un moment dat, generalul securității Iulian Vlad a ordonat securității ofițerilor și soldaților de securitate să se retragă în cazări. Deci securitatea l-a trădat pe Ceaușescu, deci în loc să-l apere, l-a trădat. Era o luptă surdă de 24 de ani între Ceaușescu și securitate. Înțelegeți? Era o manevră. Iulian Vlad făcea anumite jocuri, generalul securității vrea să salveze securitatea. La un moment dat, în momentul când a fost degringolada de la televiziune, nu știu ce, la baricada de la Unirii, de la Batiștei, de la baricada de la Universitate, fostul regizor Sergiu Nicolaescu adusese niște trupe de speciale de la Buzău, care luptase în filmele lui și erau să împrietenise cu comandantul, i-a adus pe ea la televiziune, i-a pus în jurul televiziunii, au început să se împuște între ei, erau ordine confuze, ordine intenționat confuze, ca să nu mai știe nimeni cine trage pentru cine și ce este. În orice caz, au murit foarte mulți copii, femei și bărbați nevinovați. A fost un aranjament ca puciștii să ia puterea. Ăia 60.000 de caghebiști infiltrați în România, în civil, vă doamne, turiști, ăia au fost mult mai mulți decât securiștii care puteau să-i urmărească și nu mai făcea față securitatea urmărindu-i, că ăia erau prea mulți și securitatea erau prea puțin. Deci ăștia și-au făcut de cap în România, ăștia au provocat puciul militar, ăștia au făcut ce au vrut.
la un moment dat în București s-a ajuns la scene complet idiote, unde lunetiștii ruși trăgeau în mulțime, provocau. La un moment dat au fost și niște reglări de conturi între puciști sau între puciști și ceilalți, pentru că, de exemplu, generalul Ștefan Gușe a fost asasinat, de fapt otrăvit cu o ceașcă de cafea care avea uraniu sau poloniu, iar la Comitetul Central. Deci s-a dat o ceașcă de cafea și a fost dat 3 luni după aia, a făcut cancer galopant și a murit. Generalul militar, care era cunoscut ca un trădător al KGB-ului, cum a fost pus de Iliescu, alt trădător, a fost pus de ca șef al armatei române, imediat a chemat din rezervă 50 de generale armatei române care erau cunoscuți ca spioni ai KGB-ului, trădători de țară. Deci armata română era plină de trădători, de alogeni și de canali și de lichele. Deci ăștia au făcut puciul militar, cine nu făcea parte din gașca puciștilor era eliminat. Pentru că în timpul puciului s-au reglat conturile, de exemplu, în anii 70 Ceaușescu făcuse o unitate care se numea Corbi și îi vâna pe trădătorii KGB din armata română. Ăștia îl trimisese în rezervă pe militarul, că îl dovedise ca agent KGBist și pe încă 50 de generali. Și în timpul puciului, militarul a dat ordin să vină 3 taburi în drumul taberei, că văz, Doamne, armata e atacată de teroriști, și a cerut să fie comandantă de Gheorghe Trosca. Gheorghe Trosca era șeful de la Uzlaș, unitatea specială antiteror, și el așa da seama că pe el îl vrea. Când au ajuns acolo cele 3 taburi, au început toată lumea să tragă ele cu mitraliere, cu tot felul de arme, cu pistoale, cu a arunca grenade. I-au făcut varză, i-au omorât pe toți, la unul i-au tăiat capul și l-a pus pe tanchetă, i-au pus niște țigări în urechi și în gură, deci au scris pe ei că sunt teroriști, era o răzbunare de fapt. După aia, toți care la un moment dat în securitate, care n-au trecut de partea puciștilor sau n-au dat declarații cum le convenea la puciști, toți au fost omorâți. Generalul Gheorghe Voinea a fost omorât, mai mulți generali, pilotul lui Ceaușescu, Maluțan, care declarase în Parlament că în momentul când Ceaușescu a fugit cu elicopterul și cu Elena Ceaușescu, avea o valiză cu documente la el. Pentru că a spus asta, trebuia ca după câteva zile să revină din nou în Parlament și să completeze declarația. În alea câteva zile l-a omorât Maluțan, i-au provocat un defect la elicopter aici la fundulea lângă București și l-au omorât. Deci foarte mult sau generalul care era la transmisiuni, Neagoie, ăla a fost omorât că știa cine a dat ordinele să tragă în populație, nu știu ce. Deci l-au omorât și pe ăla. Puciștii se temeau că adevărul iese la iveală, înțelege? Și atunci i-au mierlit pe toți care știau sau care auzisele, care știau cine trăsese, cine dăsese ordine, dătuse ordine și așa mai departe. Deci, camarazi, vă fac o mică frescă a puciului militar de decembrie 89. Cine a beneficiat de puciul militar sunt noi emanații, Iliescu cu gașca lui, Voiculescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, după cum știți, după aia Iliescu a dat ordin, s-a făcut Institutul Revoluției Române, dar de fapt îi băgase pe viața, angajați pe banii proștilor acolo și acum s-a desființat, dar îi au tocat 30 de ani salarii groase, babane, de la popor pentru tăiat frunză la câini, așa. Deci toți care au participat atunci la puciul militar și au ajutat pe puciști, toți au ajuns, chiar dacă erau capitan sau locotenent, dacă i-au servit pe puciști cu ceva sau i-au ajutat sau au împușcat pe cineva, toți au ajuns general cu 3 stele, senator, parlamentar și oameni de afaceri bogați. Țin să vă precizez că pe generalul Vasile Milea, care era
loial lui Ceaușescu și dăduse ordin ca trupele să tragă în răzvrătiția aia de la Timișoara, l-au împușcat și au zis că s-a sinucis, dar l-au împușcat și l-au lăsat să moară ca un câine, ore și rănit acolo la Comitetul Central. După aia, în salvarea care l-a dus după câteva ore la spital, a fost strangulat, i s-a pus un șiret de gât și omorât cu șiretul ăla, înțelegeți? Deci puciștii n-aveau nevoie de martor, cine nu era din gașca puciștilor trebuia să moară, cine nu cădea în genunchi să le jure credințe, iarăși trebuia să moară. Asta a fost puciul militar de la decembrie 1989, făcut de emanați, de ofițeri care erau țigani, care erau evrei, care erau unguri și alte minorități, care n-aveau absolut nimic cu România, care au trădat țara și poporul român ca să ajungă la putere, să călărească România cum o călărește și astăzi. Dragi camarazi, v-am făcut o mică frescă a puciului din decembrie 89, sper că v-a plăcut, rămâne pre mai departe precum catarii. Pa, camarazi!